sau ceva. Uite că lângă mine acum se află un invitat, un oaspete drag. Bună dimineața, întotdeauna vă aduce cele mai tari știri, cele mai noi piese muzicale, cele mai fierbinți evenimente. Cu o nouă lansare muzicală în această dimineață vine și interpretul Laurențiu Popescu, pe care îl salut în această dimineață. Salutare, Laur! Bună dimineața! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Despre ce piesă este vorba? Este vorba de piesa De unde vii? Eu vin de la Orhei, tu? Eu de la Telenești, satul Virejeni. Bine, mă bucur mult. Practic, pământeni suntem. Da. Eu zic detaliile despre piesă, le aflăm imediat după ce ne cânti. Acum are plăcere! În această galaxie, tu ești lună, eu sunt soare, eu poem, tu poezie, eu izvor, tu largă mare, mare. Între ieri și între mâine, între ploaie și în soare, tu ești miezul alb de pâine. Eu sunt drobul greu de sare. De unde vii? Din care țară de vis? Din ce poem? Din care cântec te-ai desprins? Nebănuită și ușoară și tainică ca o vioară, luminați mereu de soare, când răsare sau asfinte, eu sunt nervul care doare, tu ești lacrima fierbinte, fierbinte, între grâu și între neghină, între scrum și între jeratic. Două suflete se alină sau se zbuci umăr sălbatic. De unde vii? Din care țară e vis? Din ce poem? Din care cântec te-ai desprins? Ușoară tresar la zvâcnete de strună. Frumos, Laurențiu Popescu, în această dimineață în platoul nostru, dar și în casele domniilor voastre, și asta nu întâmplător, pentru că vrem să mai aflăm ce s-a mai întâmplat în viața interpretului de când nu a mai călcat pe la noi. De ce s-a întâmplat? Lucruri frumoase, evenimente, am tot frumoase. Ia să-mi spui mie cât de complicat e să cânți atunci când alături este se pregătesc frigăruii.
să știți că nu mă afectează. Noi, artiștii, fiind obișnuiți deja cu bucătăria alături, mergând pe la petreceri, diferite ceremonii. De că la noi acum se gătesc tocmai frigărui și de-aia... Cu... De-aia avem parte de un astfel de sunet. Am înțeles, de unde vii, da? De așa, sună noua piesă a lui Laurențiu Popescu. Din care țară de vis? Cu cine ai colaborat? Nu te supăra, Andrei, dacă nu e o problemă pentru tine, am putea da la o parte tigaia, că riscăm să nu ne mai înțelegem, da? Dar sperăm și să gustăm frigărui până la finalul emisiunii, da. Te întrebam, sperăm cu cine ai colaborat la această piesă. Deci e vorba de piesa De unde vii, muzica Vlad Mircos, care a făcut și aranjamentul, text Gheorghe Riabțov, în studioul lui Andrei Lefenc. Dar am impresia că am mai auzit această piesă undeva. Da, ai impresii greșite? Să fie plagiat? Niet. Deci e vorba că piesa aceasta, De unde vii, am cântat-o împreună cu orchestra simfonică condusă de maestru Gheorghe Mustea în cadrul festivalului Mărțișor 2011, chiar în ziua de 8 martie, la Palatul Național. Însă lansarea oficială o face astăzi? Dar lansarea oficială, dar n-a fost nicăieri difuzată această piesă. Deci n-am dat greș atunci când am spus în premieră absolut. Te mai gândești la un videoclip, la o altă piesă, la un CD poate? Care dintre acestea și când se va întâmpla? Deocamdată rămâne un secret, pentru că, cum spune de obicei, dacă îmi fac planuri, nu prea reușește. Ai observat că tare secretoși sunt de la o vreme cu toți interpreții și nu înțeleg de ce. Sunt superstițioși. Eu totuși am o întrebare care se adresează strict interpretului Laurențiu Popescu și asta e: de ce piesele tale sunt atât de triste? Ești tu mai melancolic sau... Adică tot timpul cânti o dragoste neîmpărtășită, cineva care pleacă, cineva care nu a venit, chiar și acel lăutar îi plânge vioara. De ce? Sperăm că nu-ți povestești istoria ta. Nu, pe lângă aceste piese despre care vorbești, așa, mai nostalgice, puțin mai triste, am și piese mai sântărețe, cum ar fi Înamorata, colegii mei. Oricum, sunt o fire mai romantică, așa că păstrez în suflet piese de suflet. Așa, sau asta este povestea autorilor pieselor? Este și povestea mea. La câteva piese sunt chiar eu. Te-ai regăsit în ele, da? Chiar eu autorul pieselor. Dar nu ai scris niciodată, niciuna din piesele tale, că ai un fiu care cântă. Și vreau să te întreb cum e să-ți calce pe urme fiul și dacă nu te-ai gândit vreodată să faceți un duet. Eu, de fapt, am doi fii care cântă. Noi e cel puțin. Eu cunosc pe unul și asta pentru că de la o vreme încoace calcă prin redacția noastră. Da. Vorbesc de Virgiliu Popescu. Sper că te-ai trezit, Virgil, și vii și la serviciu, știi? Că nu-i de glumă. Sigur. Da. Tata e aici deja. Deci, Virgil, mă rog, el cântă un alt gen de muzică. Este hip-hop. Hip-hop, da. Deocamdată am avut duet cu Cătălin, fiicelul mai mic. Am cântat chiar de ziua copiilor la Palatul Național, la fel. Dar Virgil, să înțeleg, să mai aștepte să crească, să cânte și el piese de suflet, așa cum spune tata? Sau poate tata la un moment dat să fie un hip-hop exact cu niște ritmuri mai lente, da? Timpul ne va arăta, deci o să ne gândim și la... Dar jurnalistica, a fost ideea ta ca Virgil să studieze jurnalistică? A fost ideea lui. Și cum e? Cum, stai, tată, da, spuneți-mi, vă rog, câte piese ați înregistrat până acum, ce urmează să mai lansați? Nu? Că trebuie să facă practică omul pe cineva. Nu, practică, cum el o face... Nu îndrăznește. Nu, are prietenii lui care sper că vorbesc de jurnalism. Așa, am înțeles. Este tânăr. Sper că vorbesc despre jurnalism. Da. Seama. Despre fete vorbesc și nu avem noi părinții cum să știm acest lucru. Vreau să te întreb cum ai sărbătorit Ziua Independenței, cei 20 de ani de independență a Republicii Moldova și dacă ai fost implicat în spectacol. Să știți că pentru mine sărbătorile naționale, apropo, vreau să felicit toată lumea cu aceste frumoase sărbători care deja le sărbătorim în fiecare an, la sfârșit de august, Ziua Independenței și Ziua Limbii Noastre, cea română.
fie că aceste sărbători să vă dea toată tandrețea și frumusețea lor, alături de colegi, prieteni, de familie, de tot neamul. Pentru mine ele au o semnificație deosebită, pentru că eu am trăit acele evenimente frumoase, fiind student pe atunci la Ștefaneagă, pe la conservator. Deci am participat la acele cenacle care se organizau în Aleea Clasicilor, la bustul lui Mihai Eminescu, apoi mai târziu la... Cenacul Alexei Mateievici, pare mi se. Da, Alexei Mateievici, apoi la Teatru Verde, apoi pe Piața Marea Adunării Naționale, acele manifestații când eram... Și acum, 20 de ani de independență, unde ai fost implicat în vreun acum spectacol? Acum să știți că mi-ar fi plăcut să cânt pe Piața Marea Adunării Naționale. Din păcate, anul acesta nu s-a reușit, sper că la anul viitor. Cum simțiți dar, voi această independență, interpreții? Dar am sărbătorit-o cântând, am fost în alte localități și am cântat pentru concetățenii noștri. Pe cum simt? Mă simt un om liber și independent, fac ce-mi doresc. E mai ușor să organizezi un concert, e mai ușor să faci o piesă sau obstacole. Stai liniștit că e nevoie de bani și într-un caz și în altul. E vorba, da, de bani și atunci și acum. Dar pe acea vreme, deci eu nu cântam, nu eram lansat, nu știu cum se descurcau, cum se descurcau asemenea artiști ca Ion Soluceanu, Olga Ciolacu, care au activat în acea perioadă sovietic. Am înțeles, dar putem spune că acum e mai complicat acest lucru, pentru că sunt mult prea mulți interpreții care vor să se... cei care se vor interpreți, cei care vor să cânte, să se lanseze. E concurența mult sigur mai mare. Sigur, concurența este destul de dură, să zic așa, pentru că se lansează practic în fiecare zi o piesă nouă, dacă o dată în săptămână un interpret nou, dar trebuie să ținem piept, să nu ne pierdem cu firea, să mergem înainte. Muzica este așa o chestie care trebuie studiată toată viața. Așa că... studiată, simțită. Învățată. Ca și viața. Toate celelalte ca și viața. Lucruri. Trăim învățând în continuu. Noi îți mulțumim mult. Îți urăm succese pe viitor și sperăm la un videoclip la această piesă. Da, dar eu vreau să... Și eu sper, cu ajutorul Domnului, să realizez și un videoclip și alte piese frumoase pentru toți telespectatorii Bunei Dimineți. Așa să fie, ia să-mi spui, ai văzut vreodată cum se desprind ghețarii și cad în apă? Sau vreun nor cu chip de om? N-am văzut. În savană, nu sunt asemenea lucruri. Dar ești curios să vezi acest lucru? Ai fi curios? Sigur că aș fi curios. Eu zic să mai rămâi atunci un piculeț cu noi și să vedem împreună.